Deci, am trecut prin niște momente groaznice. Salutare și bine ați venit la un nou vlog. Video. Videoul de astăzi va fi ceva mai trist. Poate că este cel mai trist video de până acum. Pentru că astăzi s-a întâmplat un lucru neprevăzut. Nu am fost niciodată în situația în care să nu îi pot fi de folos Erica-i. Adică să fie lângă mine, eu să fiu lângă ea, să pățească un necaz și eu să nu pot interveni. A și plâns, am crezut că va leșina, dar norocul a fost de partea noastră și treaba s-a rezolvat extraordinar de bine. Oricum nu știam ce să fac, eram aproape în stare de leșin. Era în stare de șoc, Erica. Și am avut, nu știu, am avut norocul să îmi păstrez calmul, încât să o fac și pe ea să rămână cu mine, să fie, să o liniștesc, practic. Și da, ce să mai, a fost groaznic. Am tras și câteva imagini, chiar dacă unii dintre voi o să spuneți, băi, cum ai putut să faci lucrul ăsta, de ce a trebuit să filmezi când copilul tău era în suferință? Da, copilul meu a fost în suferință. M-am asigurat că totul este, vă dați seama că nu sunt nicio bătut în cap, m-am asigurat că totul este în regulă, am văzut-o că cât de cât este ok, oricum nu puteam să o ajut cu nimic altceva și am tras câteva cadre acolo cu problema care i s-a întâmplat. Totul a plecat de la o banală plimbare pe bicicletă. Ce facem noi astăzi, Erica? Vom ieși cu bicicleta la plimbare. Împreună cu Alexia. Da. De la asta s-a întâmplat. Te mai doare? Ești ok? Mă simt ca până acum. Da, mă bucur. O să vă arăt, să vedeți ce a pățit. Nu trebuie să ratați chestia asta, chiar nu trebuie. Și nu este un clickbait sau altceva. Pur și simplu, ceea ce s-a întâmplat este 100% real. În continuare, nu uitați să dați like, să vă abonați la canalul nostru și haideți să trecem mai departe la treabă. Hai! O așteptăm și pe Alexia să iasă cu bicicleta ca să plecăm. Hai, iată că vine și Alexia. Hai, Eric, urcă pe bicicletă. Ia uite și pe Alexia. Nu vom merge pe strada asta asfaltată. Vom merge pe un drum mai cum, Alexia? Mai dificil. Un drum mai dificil. Drum de piatră. Da, uitați. Vom merge pe strada aia de acolo. Și ducem așa în capăt. Zice Alexia, până la bunica ei acasă. Habar n-am unde e bunica Alexiei, dar haideți să vedem totuși. Hai, la drum, fetelor! Uite așa! Gata! Am încălecat pe oșa să vă spunem povestea așa. Fetele s-au dus în față, m-au lăsat puțin în urmă. Eu trebuie să și filmez, trebuie să și pedalez, este foarte dificil și nu pot să-mi țin echilibru. Când eram tânăr, puteam să merg fără mâini pe bicicletă. Acum nu știu dacă mai reușesc. Am să fac o încercare. Ia. Chiar așa. Scrieți-ne în mesaje câți dintre voi puteți merge fără mâini pe bicicletă. Sunt tare curios. Sunt curios pentru că și eu făceam chestia asta când eram copil. Chiar dacă este periculos, voi cei care nu știți să mergeți fără mâini, nu încercați pentru că puteți cădea și să vă accidentați. Hai, Erica! Hai, uite, eu vorbesc aici și te-am lăsat în urmă. Alexia a plecat, s-a dus în față și trebuie să-mi iau un pic de viteză ca să facem proba fără mâini. Ia! Avea să mă duc. Nu, pe terenul accidentat nu merge. Hai să mergem mai în față. Hai, Erica, hai! Dă-i la pedale, că aici vale. Ai un pic de pantă aici, tata. E un pic de pantă. Uite aici, dacă vrei, poți să strigi în gura mare. Cât de tare vrei tu? Mai tare, cum te auzi nimeni. Poți să strigi așa. Cucu! Abonați-vă la Erica MS Channel! Sau așa, yeah! Like pentru Alexia! Uuuu!
razna. Cred că din cauza soarelui o ia razna. Fata, nu mai țipa așa. Mi-ai spart timpanul. Am dat volumul un pic așa jos ca să n-auziți voi cum a țipat, că aproape că m-am speriat. Ia uite, deja vine cineva alergând. Cred că s-a întâmplat ceva. Hai mă, că am glumit, urcă bicicleta, că nu vine nimeni. Amândouă se uitau, a? Unde? A? Nu vine nimeni, gata, hai să mergem. Hai, hai, sus, hai. Papa. Am sunat telefonul. Deci e clar, cineva a auzit țipătul de ajutor al Ericăi. Tocmai din capătul satului. Am sunat bunica. Se aude ceva din păpușoi. Ce se aude? Ok, am dat puterea. A, voi erați abonați, ne urmăriți. Da, nu știam ce se aude acolo, dar voi erați. Dacă tot ne urmăriți, apăsați acolo butonul de like și nu uitați să vă abonați. Dacă nu v-ați abonat până acum, dar eu cred că v-ați abonat. Gata, hai să mergem mai departe pe bicicletă. Înainte! Hai, fetele! Erica, trage la dreapta. Oprește-te un pic. Ce? Am intrat într-o situație foarte dificilă. Gata, Erica, liniștește-te. Am rugat-o pe Erica să oprească puțin bicicleta și când s-a dat jos, ia uitați ce fel a intrat aici piciorul. Gata. Am sunat. Hai că încerc acum să dau drumul. Am sunat la mama să vină repede cu ok acum ca să-i desfacă aici pedala. A few moments later. Nu înțeleg. Ea s-a dat jos, a căzut în partea aia și după aia s-a dus așa. Și când s-a dus așa, ea a intrat. Hai să luăm bicicleta de acolo de jos. Le luăm pe amândouă, strângem sculele și să plecăm și pedala. Hai să pun pedala la loc. Nu știm cum a reușit să intre. Nu știm. Bucata asta de... pulpa asta, cum a reușit să intre acolo la pedală, pentru că este destul de groasă acolo porțiunea aia de picior a Ericăi și la pedală e cam așa. N-am înțeles nici până la ora asta cum s-a întâmplat. Important este că Erica este bine. Hai. A rămas aici doar cu un... Cu o urmă. La un moment dat când am reușit să scot pedala, ca să nu vă mai spun de pedală. Doamne, după ce am desfăcut acolo șurubul la pedală, l-am scos, am tras de pedală și când am văzut că nu iese, eu m-am abținut, n-am zis nimic. În sinea mea m-am panicat. Și mama și Erica au început să se panicheze, să plângă și eu a trebuit să le stăpânesc pe amândouă. Vă dați seama, nu vreți să știți ce a fost acolo. Da, acestea fiind spuse, vă recomand în continuare să aveți grijă de voi, să încercați să evitați pericolele pe cât se poate, pentru că după cum se pare, dacă noi le evităm, ele nu ne evită, ci când au ocazia, atât așteaptă și ne vin de hac. Scrieți-ne mesaje, voi ce pățanii aveți cu bicicleta, nu știu. Eu, de exemplu, mi-am prins piciorul la roată și am făcut cumva flicul. M-am dus așa peste cap și bicicleta pe deasupra mea, am venit cu capul de asfalt și m-am trezit la spital. Asta am pățit în clasa a 9-a. Da, deci și eu am avut chestii cu bicicleta, nu doar tu. Acesta a fost videoclipul nostru de astăzi. Vă, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like. Și să vă abonați. Pa, pa, pa. Rămânem aici să ne vedem în continuare de trambulină. Păi stai cu minte, nu mă bate.